vreau și eu. Aleluia. Și parcă îmi imaginam cum fiecare dintre noastre ridica o mână și chiar două și zicea, da, vreau și eu, vreau și eu, vreau și eu la tronul Domnului să fiu, slăvit să fie Domnul. E ca într-un moment în care, dragii mei, îți dorești foarte mult să se întâmple ceva pozitiv în viața ta și îți dai seama că potrivit sistemului în care tu ai trăit sau potrivit vieții tale personale, n-ai nicio șansă. Și din toate vine cineva și îți spune, da, vrei? Nu trebuie să faci nimic, trebuie doar să vrei. Exact asta se întâmpla în episodul acesta în care Petru era efectiv răvășit de istoria falimentului său. Uitați-vă la un bărbat trecut prin viață, un an a trecut fost cu Isus Hristos și a văzut minunile, a fost al doilea an și a văzut lucrările splendoare, binecuvântări, deosebite, întâlniți speciale. Al treilea an cu Isus Hristos, calcă pe ape bărbatul ăsta și într-o zi vine vine situația în care cade. Sunt unii oameni care spun, doar cei mai slabi cad. Uitați-vă că sunt momente în care cei mai tari au momente de îndoială, se încovaie și cad. Dacă a căzut Petru sau nu, nu trebuie să ne întrebăm prea mult, pentru că știm episodul lui, episodul lepădării. Și uitați-vă că Biblia spune, versetul 14, este a treia oară când se arată Iisus ucenicilor săi. În niciuna dintre celelalte două ocazii în care s-a întâlnit cu ei toți, în niciuna dintre ele n-a vorbit Isus personal cu Petru. Nu știu dacă vă puteți spune în pielea lui imaginea unui bărbat care a înșelat așteptările celui mai apropiat prieten. I-a promis cu câteva ore înainte și a spus, orice o să fac alții, să nu uiți, eu rămân cu tine. Indiferent cât de tare vor cădea alții, indiferent cât de adânc te vor trăda alții. Uită-te bine în ochii mei, a zis cu alte cuvinte Petru, eu vin cu tine și la moarte. Însă această reclamă care a rămas doar vorbe a ajuns să fie contestată și a ajuns să se demonstreze că Petru al nostru, ucenicul cel mai elogvent, ucenicul care are curajul, când nimeni nu are putere să răspundă, cine zic oamenii că sunt eu? Bărbatul ăsta se ridică în picioare și zice, tu nu ești oare cine? Tu nu ești un trecător, un nazarinian, doar un fiu al templarului Nazaret? O, tu nu ești un om obișnuit? Ești Hristosul Fiului Dumnezeului Celui Viu Și să știți că suntem în această seară la Betania Pentru că Iisus Hristos este Domnul Iisus Hristos este Domnul el este împărat în vecii vecilor, El nu moare niciodată. L-au așezat în mormânt și îngroparea sa fizică, ca și trupa, a fost atestată. Au fost convinși toți oamenii din generația lui că a murit. Mai mult sigiliul roman al lui Pilat avea să asigure că acea piatră nu va fi dată jos niciodată. Va rămâne acolo atinsă și sigură pe locul ei, pentru că cine avea curajul să rupă un sigiliu roman. A doua zi, sau în câteva ore maxim, putea fi decapitat. Uitați-vă că e momentul în care Petru are această problemă. L-am văzut pe Isus, dar Isus niciodată, de când am căzut, n-a mai vorbit cu mine. Vedeți, în momentul în care ai o problemă cu o persoană de pe pământ, cea mai mare nevoie a ta este să-ți dai seama că persoana aceea, din nou, este ca mai înainte de a cădea sau de a avea probleme cu persoana aceea. Comunicarea este un mijloc prin care ți se spune, da, uite, vreau din nou să fim ca mai înainte de a avea o divergență, o discuție, poate chiar o stare de ceartă. E foarte importantă comunicarea personală. Nu-i suficient să vezi omul acela, nu-i suficient să te întâlnești într-un grup de oameni, într-o masă de oameni, este obligatoriu necesar să vorbești personal. De asta avea nevoie Petru. Și Isus nu i-a oferit harul acesta până acum la Marea Tiberiadei. Pentru că Petru, o viață întreagă, a fost pescar, a simțit nevoia umană să refuleze, întorcându-se din nou la pescui. De câteva zile Iisus n-a părut să se vorbească cu el, așa că spune Biblia, în timp ce erau împreună, uitați-vă că Tom a învățat lecția absenței de la biserică și a zis, cu Isus, mă duc oriunde. Și cu ucenicii lui mă duc oriunde ar fi, pentru că știu că unde sunt ucenicii lui Isus vine și Domnul Isus Hristos. Amin! slăvit să fie Domnul. Și a zis, dacă am acceptat la prima arătare a Mântuitorului de data asta, o să mă duc și în locul unde în mod normal nu vine Isus, un loc neconvențional la Marea Tiberiadei. Și Petru simte nevoia să se relaxeze oarecum, să uite de problemele lui, de vacarmul evenimentelor trădării și zice, dintr-o dată, mă duc să prind pește. Pentru Petru, pescuirea nu era doar o pasiune, cum e pentru unii dintre bărbați momentul în care se relaxează privind un apus de soare sau privind soarele în timp ce se reflectă într-un lac sau unde pescuiesc într-o apă. Nu doar este, nu doar un moment de relaxare. Pentru Petru, pescuirea e jobul lui numărul unu, e locul lui de muncă. De acolo l-a ales Mântuitorul, de acolo l-a cules de la Marea Galilei, care este una și aceeași cu lacul Ginezaretului și cu Marea Tiberiadei. Și în momentul acesta Petru zice, am nevoie de pâine pe masă copiilor mei, am nevoie de pește, am nevoie de mâncare, mai trebuie să hrănesc și soacra. Vedeți că nu era supărat pe soacra lui Petru, ci o iubea foarte mult. Mai mult și-a și rugat să fie vindecată. Se zice, amin. Doamne, binecuvintează orice familie să fie pace în familie, amin? să fie pace în familie, să zicem amin. Indiferent în ce context, pacea trebuie să fie în cele mai adânci dimensiuni și dacă în lumea aceasta se spune că nu există înțelegere între ginere și soacră, să știți că Biblia nu e adevărat, trebuie să fie înțelegere. Poporul Domnului zice amin. Lucrează, Doamne, pentru asta. Avea nevoie să pună pe masa copiilor lui, în preajma familiei, mâncare. Și dacă nu mâncau doar pești, aveau un fel de troc, schimbau peștii cu pâine, cu făină, cu altele și avea cu ceva să trăiască. Acum simte nevoia să fie responsabil pentru casa lui și merge să prindă pește, pe lângă faptul că merge să uite de episodul căderii. Dar să știți că nu pescuirea te face să uiți de căderea ta. Nu, nu un moment sau un loc chiar natal în care te retragi să uiți de problemele tale conjuncturale aglomerația, mai ales din Cluj-Napoca. Nu. Este unul singur care știe să revigoreze. Este unul singur care știe să ridice. Este unul singur care știe să restaureze. Este unul singur care știe să reabiliteze vieți. Este Domnul Isus Hristos. Și indiferent cât de adânc e locul unde ai căzut, indiferent cât de gravă e ruina în care te afli, să nu uiți. Singura soluție, nu o soluție, singura soluție pentru ridicarea ta e Marele Rege Iisus Hristos. E Marele Rege Iisus Hristos toți care am avut parte de ridicări, asta înseamnă că am avut parte și de căderi, de slăbiciuni, de momente grele în viață, dar cineva a venit lângă noi, a avut o mână gingașă, a avut un de lemn și vin, a avut metode și a pus genunchiul lui în balta noastră de sânge, în mijlocul falimentului nostru și ne-a spus, ai valoare în ochii mei. Am venit special ca să te caut. Uitați-vă că Biblia spune dimineața Iisus stătea pe țărm. De ce mergi Iisus la Marea Galilei? Ce cauți tu în Marea Tiberiadei? De ce stai pe țărm? Ce cauți pe malul mării? Iisus zice indirect, caut un om ruinat. Vreau să ridic. Deci a mesajul pe care mi l-a dat Domnul, cred, se intitulează Ridicat din ruină. Ridicat din ruină. Vedeți, am ajuns la concluzia că aproape în orice casă există cel puțin o ruină. Aproape orice persoană la nivel privat are ruina lui, pe care nu o să o pună niciodată să o vadă oamenii de pe stradă. Niciodată nu o să o reclame, nu o să o prezinte, o ascunde. Mi-am că de ceva vreme în urmă eram la o sală de clasă la gimnaziu și un băiat nevegheator, Neîntrebat. S-a uitat înspre o fată și a zis: Staci tu, că tu n-ai ca aparat auditiv. Urgent l-am corectat. L-am corectat. Și am spus: Cât trăiești tu? Pe pământul ăsta. Niciodată să nu mai spui cuiva așa ceva instinctual fata aia care cu adevărat avea aparat auditiv și a pus mâna pe ureche și a ascuns ruina. Vedeți, ruinele oamenilor nu sunt prezentate. Oamenii au o situație, au ceva care probabil li se pare că este uh, ca o fel de dizabilitate și acoperă dizabilitatea. Omul are predispoziția aceasta să acopere lucrurile care nu sunt pozitive în trupul lui, în viața lui, în contextul în care se mișcă. Dar orice om are cel puțin o ruină. Bărbatul acesta este ruinat spiritual pentru că i-a promis Mântuitorului că va merge cu el chiar și până la moarte. Și acum, cum spune o cântare, are un, o, un strigăt în minte. M-am lepădat, m-am lepădat. Ce să mă fac și unde să mă ascund, spunele versuri. L-am trădat pe mielul cel mai blând. Este ruina lui personală în care realizează că, din perspectivă spirituală, nu doar că s-a făcut de rușine, a pătat onoarea lui Dumnezeu, a călcat în picioare tot ce a dat Dumnezeu Domnul Isus Hristos în cei trei ani și jumătate pentru El. Timp, resurse, mâncare, nopți nedormite, rugăciuni parcă interminabile. Și acum e ruinat, e ruinat spiritual. Adânca lui ruină se vede pentru că Dumnezeu îl îngăduie, mergând fără să-i poruncească Domnul la pescuit, Mergând fără Isus Hristos la pescuit, mergând fără Domnul în acea direcție, Domnul avea să-i transmită o lecție că fără Isus toate strădaniile duc la faliment. Și uitați-vă, Biblia spune: Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Pentru că, dragii mei, orice facem noi pe pământul ăsta, fără Isus, duce la ruină. Dacă ne implicăm într-un domeniu fără Isus, ajungem la cădere, la descurajare. Dar când Isus e implicat în situațiile noastre cele mai grele, Isus dă binecuvântare. Isus trimite pești. Și ce mă minunează la faptul ăsta? Mreaja e aruncată în partea dreaptă și peștii ascultă vocea Mântuitorului. Marele rege parcă l aud cum le poruncește și le spune, alergați urgent! Cât să mergem? 153! Și parcă îl văd pe peștele 153, cum se înghesuie și el pe lângă cel 152. 151, 150. Intru și omreajă. De ce? Mi-a poruncit Domnul. Lăudați să fie numele Domnului. Lăudați să fie numele Domnului. Ridicat din ruină, în primul rând, recunoscând realitatea ta. Uitați-vă că Biblia spune au mers și o noapte întreagă. De deci ce au mers noaptea să pescuiască? Pentru că au considerat că este perioada cea mai favorabilă din cele 24 de ore dintr-o zi în care peștii sunt foarte vulnerabili. Dacă în timpul zilei n-au mâncat suficient, e noapte și nu sunt așa de în gardă. Așa că își făceau mrejile cu ceva favorabil, ca o momială, cu miros de mâncare și le aruncau în mijlocul nopții cu gândul că vor prinde pești. Și imaginați-vă că oamenii ăștia pescari de profesie, oameni care erau pasionați în a pescui o noapte întreagă, aruncă mreaja în stânga, în față, în dreapta, în spate, în toate pozițiile și în toate colțurile. Nu există vârf de ac, unde să n-ar fi aruncat. Totul e conform la ce-au făcut de o viață întreagă și raport la final de noapte, ruină. Că Petru n-a ajuns să fie ruinat doar spiritual, a ajuns să fie ruinat profesional. Și a vrut să-i spună Domnul cu toată inteligența ta, cu toate abilitățile tale, cu toată experiența ta, vreau să spun ceva, îngătui să ajungi la ruină profesională. Pentru că eu am un plan. Sunt momente în viață în care Dumnezeu ne lasă să ajungem jos de tot. Jos, jos, jos. jos. Și zice, Doamne, mai jos nu se poate. Și când zici, Doamne, de aici nimeni nu mă poate ridica. O mână nevăzută. O mână puternică. O mână cicatrizată coboară lângă tine, fără explicație, n-ajutor din partea oamenilor, nu te ridică nimeni cu nicio vorbă, poate nu ți se spune niciun cuvânt încurajator, dar cineva schimbă starea, te rogi, poate vorbești în alte limbi și simți că prinzi aripi spirituale și te ridică Domnul cel Sfânt și Duhul Sfânt îți dă putere să mergi înainte. De ce? Domnul ridică oamenii ruinați, dar oameni care își recunosc realitatea lor. Dimineața Iisus e pe țărm și Iisus are o singură preocupare, îl caut pe Petru. Nu mă duc special pentru Toma, n-am venit în momentul ăsta să-l caut nici măcar pe Natanael din Cana Galilei. Nu-i caut pe cei doi fii al lui Zebedei. Mă interesează o interacțiune privată, o întâlnire personală cu ruinatul Petru. Ruinatul Petru pe care oamenii îi privesc peste umăr și îi ai văzut ce a făcut? Îți amintești cât de tare s-a lepădat? Cum ai putut să faci tu asta, striga unii în urechile lui Petru? Falimentar ce ești, ruinatule, n-ai viitor, n-ai speranță, ne-ai făcut imaginea de... S-a terfelit toată imaginea grupului nostru de ucenici. Nu mai ai nici o șansă, strigau în urechile lui vocile demonilor. Dar cineva a venit pe țărm și îl căuta pe Petru acel cineva este Domnul Isus Hristos. Îl simt prezent la Betania, este în locul acesta. Și spun din toată inima, mulțumesc Iisuse că și în mileniu 3 și astăzi, 21 mai 2023, mai vii pe țărmurile mărilor noastre și cauți oameni ruinați. Ce să facă Iisus cu un om ruinat? Ce poate face Isus cu un om care se simte căzut? Un om care nu mai are curaj, un om care nu mai poate intona un imn, un om care nu mai poate da un îndemn, un om care nu mai are putere să spună ceva despre autoritatea Mântuitorului. Isus are metode, amin? Slăvit să fie numele Lui. Și Biblia zice, Isus, când ei nu-L cunosc, Isus li se adresează cu următorul apelativ și le spune copii. Dacă vei studia cu atenție, veți observa că în toate evangheliile, până în momentul ăsta, niciodată Isus nu le-a spus copii. Întotdeauna le-a spus ucenici, cine vrea să mă urmeze, să se lepede de sine, cine vrea să fie omul implicat și să mă imite într-un fel, E prima dată în istoria acestor oameni când Isus Hristos îi abordează spunându-le copii. De fapt, nici nu erau copii înainte ca Hristosul să moară și apoi să învie și să fie binecuvântat. Pentru că învierea Lui le-a adus ucenicilor și nouă tuturor în fieria am intrat în familia lui Dumnezeu Tatăl, am fost scriși pe numele lui Isus Hristos. Tatăl își pune numele pentru viața noastră, lui Dumnezeu îi pasă de modul în care simți că trăiești. Domnul se implică în viața ta privată și în viața mea privată. Cine crede ca mine să zică amin, slăvit să fie Domnul. Copii, nu, nu vă amintiți că Maria îl ținea pe Mântuitorul și a zis, Dute și spune, fraților mei, nu mai sunt doar ucenicii mei, vor deveni apostolii mei, dar acum au fost implicați în familia cerească și sunt fratele lor mai mare. Sunt Dumnezeul lor și Tatăl lor din cer, e Tatăl meu și e Tatăl lor. Suntem în aceeași familie. Ești binecuvântatul lui Dumnezeu, ești binecuvântatul lui Dumnezeu. Ne aflăm în Familia lui Dumnezeu slăvit să fie Domnul. Suntem și avem harul să fim numiți copii a lui Dumnezeu. Nu din carne, nu din voia vreunui om, nu din inteligența noastră, nu din abinții proprii, nu din pasiuni personale născuți, ci din Duhul lui Dumnezeu. Născuți din Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Copii, nici acum nu-și dau seama. Cine te crezi tu de ne numești copii? Nici în momentul ăsta nu realizează încă. Vedeți? Ruina lor, căderea lor, falimentul lor, frica lor, gândurile lor, stările lor de anxietate, în momentele în care nu mai știau ce să creadă, basme, realitate, viu, neviu, înviat, neînviat, cu trup de slavă, nedescum Iisus. Multe întrebări aveau în minte, dar Iisus se abordează personal și le zice, aveți ceva de mâncare? Cine întreabă? în mod normal pe un om dacă are ceva de mâncare. Probabil că vă amintiți, cei care sunteți mai în vârstă, strigarea mamei care zicea, copii veniți la cină. Și de pe toate drumurile, tot, toate pasiunile se opreau, toate jucăriile prin nisip se întrerupeau. Ne-a strigat mama. Știți cine întreabă în mod normal dacă ai ceva de mâncare? Cineva care e interesat dacă ai avut ce să mănânci. Aveți. Putea să vorbească într-un mod religios, mascați până măduva oaselor, să spună, stai un pic, Iisuse, noi am venit să ne relaxăm, să ne înțelegem, noi n-am venit chiar să pescuim, noi, noi nu suntem chiar așa de alimentari. Asta e problema noastră de foarte multe ori, când suntem prinși la colți, dăm parcă din parte în parte, din zonă în zonă, din colț în colț să scăpăm. Și Oamenii zic, nu, nu chiar am o problemă. Îi iubesc pe ucenicii cei șapte, că într-un mod clar, parcă în cor, toți răspund atât, sec, nu. Nu, dar avem noi pești de acasă. N-am prins nimic, dar las că ne rezolvăm noi cumva. Realitatea trebuie să fie recunoscută. Întotdeauna când un om se uită la Dumnezeu cu credință și spune, Doamne, am problema aici, 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 astea sunt problemele mele. Am falimentul cu tare, do problema cu tare, scăzământul cu tare. Acolo am o carență, Doamne. Nu vin în fața ta să spun, dacă tu crezi, Dumnezeule, a tot știutor că am o problemă, rezolvă. Nu. Asta e problema mea. Pun degetul pe rană Rugăciunile realiste sunt rugăciunile care au răspuns. Rugăciunile în care îi spun lui Dumnezeu direct problema mea. Vă amintiți de o femeie disperată? Vă amintiți că vine din zona tirului și a Sidonului, zone care nu aveau acces direct la Sfânta Sfintelor. Zone care erau privite rău, famate, oamenii din alte zone, nici măcar nu dădeau mâna cu așa. Erau priviți pleava societății. N-are cum Hristos să aibă timp de ei. Și parcă și Isus o respinge la început Matei 15. Și mama asta disperată, când masele de oameni îl îmbuzeau pe Isus Hristos, când oamenii care făceau filmări, dacă ar fi fost în vremea de azi, cu camere video, transmisie live, direct pe ea, și ce zice femeia asta, Isus e fiul lui David, ai milă de mine, fica mea este muncită, rău, te un drag. Tu vorbești despre fata ta în modul ăsta, nu te temi că te faci de minune? Nu. No. Vin cu realitatea din viața mea, zice femeia aceasta. Nu vin cu măști, nu vin cu o religie, nu cu, vin cu o formă religioasă. Vin în fața lui Isus și spun ce simt, ce problemă am, îi spun lui Dumnezeu realitatea mea, recunoscând-o. Știți când se atinge Dumnezeu de noi? Când ne recunoaștem realitatea. Nu trebuie să o facem publică asta. Când stai în casa ta și te rogi și zici, Doamne, am o problemă aici, uite aici e problema mea, să știi că Dumnezeu intervine într-un mod supranatural și nu primești niciun răspuns de la oameni, nu primești niciun răspuns favorabil de la instanța sau de la autoritatea care trebuie să-ți răspundă, dar cineva din cer îți ridică povara, cineva te ridică din ruina ta, simți o mână nevăzută care se corboară în groapa ta cu mocirlă și nu te lasă să te afunzi mai tare sau mai puțin, ci te ridică de acolo și te pune pe mal și te scoate din groapă. Numele acestei mâini e mâna cicatrizată a Marului Rege. Binecuvântată să fie mâna lui Iisus. Sus, care atunci când s-a întins pe Calvar, de fapt s-a întins pentru noi să ne caute, dacă recunoaștem realitatea noastră. Doi, ridicați din ruină, dacă reacționăm rapid. Biblia zice: după ce Isus aude între răspunsul lor, nu, Isus le-a zis, adică el, ei nici măcar nu știau exact că este Isus, aruncați mreaja în partea dreapta corăbiei. Unde, Doamne? Păi, în dreapta m-a aruncat-o mai mult ca în stânga. Puteau să zică. Păi, de ce în dreapta și nu în stânga? Noi știm că în față, dacă aruncăm pescuit mai ușor, renunțați la ideile voastre, zice Isus. Reacționați rapid pe baza cuvântului meu. E vremea să ne întoarcem la Biblie și să credem cuvântul autentic al lui Dumnezeu. E vremea să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. E vremea să renunțăm la părerile oamenilor și la ideologiile lor, chiar așa zise teorii teologice, și să ne bazăm pe cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului e da și amin, e viață, e putere, e ridicare. Orice om care se încrede în cuvântul lui Dumnezeu, orice om care reacționează rapid imediat la cuvântul Domnului. Domnul îi dă biruință. Cine crede ca mine să zic amin, slăvit să fie Domnul. Dar, Doamne, nu putem să pescuim peste 20 de minute? Hai că avem o altă preocupare mai importantă decât să aruncăm reaja. Suntem uzi, vrem să ne uscăm hainele, să ne sorcem hainele. Suntem transpirați, vrem să ne relaxăm un pic. Nu. Aruncați mreaja în partea dreaptă a corbii. și veți Ascultați ce spune Biblia, Evanghelistul Ioan spune clar, el reprezintă acolo, au aruncat-o deci. Nu votați să vedeți care e mai de acord să aruncați sau nu mreaja. nu. Noi ascultăm de Iisus ad literam. Ascultă-mă, frate sau soror cine ești, în dreptul cărora se, dă, se, dau mari bătălii pentru decizia ta pentru Dumnezeu. Nu mai e timp de amânat, nu mai e timp de pierdut. E seara în care trebuie să-ți predai viața Mântuitorului. E seara în care trebuie să spui lui Iisus Hristos, Doamne, în dreapta mi-ai spus să arunc breaja, în dreapta arunc. Mi-ai spus să mă las de păcatele mele, de gândurile mele, de stările mele, de răutățile mele, de ranchiuna mea, de judecățile mele, de bârfele mele, de ciorovăile fără de sens. Mi-ai spus să mă las de basme lumești și băbești, Mai ai spus să mă las de întrebări nebune fără sfârșit. Mă las în această seară în numele Lui Isus Hristos. În numele Lui Iisus Hristos. Aruncați. Când? Repede. Trece Isus Hristos pe Ierion și un bărbat foarte înalt ca mine, cu ghilimele de rigoare, are o mare problemă. Nu-L pot vedea pe Isus. Marea masă de oameni îl oprește să-L vadă pe Isus. Imaginați-vă că îmbrăcat la patru ace, are diplomatii, șeful vamei, aleargă, toți se sperie. Ce-o pățit Zacheu? Ce cum ăsta, domnule? Păi l-am văzut foarte impunător, autoritar, când pune parafa, treci în Galileea sau nu, din spre Samaria. ce cu el? Dintr-o dată, bărbatul ăsta se face vulnerabil. Nimeni mai pasă de imaginea pe care și-o formează. Nu-l mai interesează ce reacția oamenii din jurul lui. Nu mai stă să vadă, e de acord cu tare să meargă el pe drum să vadă pe Isus Hristos. Aleargă înainte, se interesează în prealabil care e drumul pe care merge Isus Hristos și într-un mod neconvențional se cațără într-un dud. Imaginați-vă că se julește, rămân vânătăi sau poate chiar picături de sânge. Imaginați-vă că o lui frumos e murdărit de coaja, de pe copac, de pe Imaginați-vă că se așează să fie cumva echilibrat în dud și un singur interes are. Unde e? Isus. Vreau să-l văd pe Isus. Nu vrei să-l vezi pe Petru? Nu te interesează cum arată Natanael. Nu-ți pasă de Bartolomeu, nu-ți pasă cum e Toma, nu vrei să-l vezi pe Iuda. Asta în curând o să facă ceva grav. Nu, 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 nu. Vreau să-l văd pe Isus. Imaginați-vă că. Istoria se derulează și marea masă de oameni care îl îmbulzesc pe Iisus Hristos în spatele Mântuitorului merg. E un moment emoționant. Isus e aproape să fie lângă Dud. Știți ce cred eu că era în mintea lui Zacheu? E super aglomerat Iisus Hristos. O să se oprească în drum pentru mine? Îl va interesa de viața mea? Nu-l cunosc. N-am vorbit niciodată cu el. Nu ne-am strâns mâinile niciodată, nu ne-am schimbat cărțile de vizită, nu ne-am spus cine sunt și nici măcar nu contează. Se va opri El în drum pentru mine? Biblia spune când a ajuns Iisus în dreptul Dudului, s-a oprit. Binecuvântat să fie Domnul! Binecuvântat să fie momentul în care s-a oprit și în dreptul casei tale! Binecuvântat să fie ceasul în care a intrat în familia noastră! Binecuvântat fie momentul în care sângele lui a fost așezat peste creștetul tău și peste creștetul meu. Și am primit ridicare, și am primit eliberare, și am primit speranță, și am fost binecuvântat în numele lui Isus. Imaginați-vă scena. Cel mai mare, adică Isus, se uită la cel mai mic așa. Și cel mai mic se uită la cel mai mare așa. E corect? Trebuie să se schimbe, așa -i? Ce-i zici, primate Iisuse? Isuse se uită în ochii lui și îi zice: Zăche! Când Isuse a spus acestui bărbat pe nume, pe și raspinării lui, imagineți că a intrat fiori. A început să-l transpire pe loc. De unde știe numele meu? N-am vorbit niciodată cu el. Oh, dacă îmi cunoaște numele, îmi știe istoric, cu viața, trăirile, gândurile, șmecherile, tot, 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 tot Oare ce mesaj are pentru mine că rău? că păcătos, zdruinat. Nu meriți să intru în grațiile Lui. Ce o să-mi zică? E momentul în care Iisus zice, Zacheie, dă-te jos de grabă, că astăzi trebuie să rămână în casa ta. A rămas Iisus în casa Lui? Aleluia! Slăvit să fie Iisus! Ridicat din ruină, recunoscând realitatea, ridicat din ruină, reacționând rapid și trei cu care închei, ridicat din ruină, restaurat de Isus. După ce am mâncat, că am mai zis și cu altă ocazie, dragele mele surori, să știți că bărbații dumneavoastră gândesc mai bine după ce mănâncă. Nu o să vă spun asta, dar vreau să vă dați seama, da? Dacă aveți ceva important de tratat cu dumnealor, prima dată dați-le de mâncare. Ați zis, Amin? <laughs> și nu v-am auzit? Biblia zice, după ce au prânzit, E primul moment în care Iisus vorbește privat cu Petru. Ar fi trebuit să-i arate obrazul, nu? Se spune, Petre. Iisus îi pune o întrebare și zice, Simone? Când i-a zis Simone, în mod normal îi spunea Petre, de când s-a convertit, că la convertire i-a schimbat numele din Simon în Petru sau în Chifa. Acum zice, Petre, vezi că te-ai întors la viața ta veche. Și o să trebuiască să spun cum ești, adică Simone, fiul Iona când i-a zis, Simone, fiul lui Iona, și-a amintit de istoria vieții lui. Și în momentul următor, Iisus zice, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Întrebarea lui Iisus este dezarmantă. Pentru că Isus îi zice, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Printre aceștia era un ucenic care a stat lângă piciorul crucii lui Iisus Hristos cu riscul să fie următorul decapitat sau următorul crucificat. E Ioan, ucenicul iubirii. Și Petru are curajul să zică, dar, Doamne, te iubesc. Iisus Hristos pune întrebarea a doua oară. În primele două dăți, Iisus Hristos îl întreabă în greacă, agapas mi, adică mă iubești cu o dragoste jertfitoare, am mai zis asta cu altă ocazie. Te-ai pentru mine, Petre? Vrea să-i spune Iisus. De fiecare dată, la primele două întrebări, Petru zice, fileote, n-am demonstrat niciodată că m-am jertfit pentru tine. Am avut vorbe mari și fapte mici. Te iubesc ca un prieten atât. În următorul moment, la treia întrebare, Iisus Hristos cobară la nivelul lui, fără să păcătuiască. Și îi pune întrebarea în felul următor, Fileos mi, mă iubești ca un prieten? Uite, vreau să uit tot ce ai făcut, vrea să zică Iisus. Vreau să pun într-o paranteză și iau toate aceste stări ale tare ale pădării și vreau să le arunc în mare uitării. Vreau să-ți resetez viața. Vreau să-ți refac viața. Vrei să fii prietenul meu? Și Petru zice, fileote, vreau să fiu prietenul tău, Doamne. Și în momentul e ridicat, e restaurat și binecuvântat. Fie ca fiecare dintre noi să vrem să fim prieteni.